Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea! Vă invit să pregătim astăzi împreună perișoare în sos de smântână. Perișoare din carne tocată, în sos film de smântână, o rețetă clasică, veche, pe care astăzi vă supun atenției. Este o rețetă așa cum se gătea pe vremuri. O rețetă gustoasă, o rețetă savuroasă și o să vă arăt cum se face. Ce avem nevoie pentru această rețetă? 500 de grame de carne tocată. Eu am aici porc și vită. Le-am tocat împreună. Eu îmi toc acasă carnea. Pulpă de porc și pulpă de vită în cantități egale. Mai avem nevoie de o jumătate de legătură de pătrunjel și mărar tăiate fin. La acest sos se pune mărar verde dacă aveți. Ideal. Dacă nu, puteți folosi și pătrunjel. Eu nu am mărar, așa că folosesc mai mult pătrunjel verde. Un ou, o ceapă tocată foarte, foarte fin, dacă se poate să fie tocată prin robot sau dată pe răzătoare, 400 de grame de smântână, piper proaspăt măcinat, o lingură de pesmet de griș sau de mălai, sau 2-3 linguri de orez, ce doriți. Eu am aici o lingură de griș. Aceasta va ajuta ca să lege bine perișoarele noastre. Mai avem nevoie de sare și de 2-3 linguri de ulei. Cum procedăm? Prima dată vom face perișoare. Punem totul într-un castron, oul. Din ceapă vom opri o linguriță cu vârf pe care o punem la sos. Restul o adăugăm pentru perișoare. Trei sferturi din verdeața tocată mărunt. O linguriță de sare. O jumătate de linguriță rasă de piper. Și grișul. Și amestecăm totul. Amestecăm foarte bine compoziția, pentru că în felul acesta perișoarele noastre vor fi pufoase. Să fie bine legat totul, vedeți? Stropim o tavă cu apă. Cu mâinile ude vom tăia perișoarele. Le puteți face mai mari sau mai mici, în funcție de cum doriți, dar o măsură foarte bună ar fi undeva la un 40 de grame, așa. Deci puțin mai mari decât cele care se pun în mod normal la ciorbă. Udăm iar mâinile și le modelăm rotunde. Mie mi-au ieșit 16 perișoare. Punem acum apa la fiert, adăugăm puțină sare și lăsăm apa să fiară. Când fierbe apa, punem perișoarele. Ca să se așeze. Și le lăsăm să fiarbă timp de 15-20 de minute. Așa arată după 10 minute de fierbere. Deci mai trebuie lăsat. Încă nu este bine făcut. Perișoarele sunt gata. Le vom scoate pe o farfurie. Cât de bine miroase. Vedeți ce frumoase au ieșit? Se vede în interior perișoara pe care am rupt-o. E gata. Dăm zeama deoparte, dar nu o aruncăm, o vom folosi la sos. Turnăm 2-3 linguri de ulei.
și punem ceapa pe care am oprit-o. Lăsăm timp de 2-3 minute, exact cât ceapa devine ușor sticloasă. Adăugăm din zeama în care am fiert perișoarele, o strecurăm. Lăsăm să fiarbă până când se înmoaie ceapa. Mai adăugăm câte puțin din geama în care au fiert perișoarele. Când ceapa este fiertă, punem mai mult din zeamă. Să fie cam un litru de lichid. Acum adăugăm și smântână. Ce frumos arată! Mentă în pusare, piper, dacă aveți folosiți piper alb. Dacă nu, poate fi piper negru proaspăt măcinat, pentru că va da o aromă foarte plăcută. Eu nu folosesc făină la acest sos. Cred că ați observat acest lucru. Dacă doriți, în acest moment, la această cantitate de sos, se pune o lingură cu vârf de făină dizolvată în zeamă rece. Punem în sos perișoarele. Totul să dea un clocot. Oprim focul. Nu lăsăm să clocotească foarte mult. Așa arată perișoarele în sos de smântână. Perișoare din carne tocată în sos de smântână. Puteți folosi făină sau amidon ca să îngroșați sosul. V-am spus, eu nu folosesc, prefer să las sosul doar de la smântână și ceapă să fie ușor lichid. Ai mei preferă foarte mult să mănânce acest sos cu pâine proaspătă, să întingă cu pâine în sos. Este o mâncare foarte gustoasă, se face ușor și arată și foarte bine. Să vedeți câte pupături primesc acum când vor veni ai mei acasă. În jumătate de oră îi așez la masă. Cum arată? Nici nu avem nevoie de cuțit. Pur și simplu rup ușor o perișoară și vă arăt la mijloc. Ce bine miroase și ce gust grozav au. Vă invit să probați rețeta, să reveniți să-mi spuneți cum v-au ieșit. Mai am și alte rețete gustoase și ușor de făcut pe acest canal. Nu uitați să vă abonați la noile postări și să mă recomandați și prietenilor. Dacă îmi lăsați de sub comentarii, e un semn că ați trecut prin căsuța mea virtuală și mă ajută. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Până data viitoare, vă spun la revedere și să aveți parte de tot ce e mai bun și mai frumos în viață.